Bună seara tuturor, bun găsit din nou la subiectul zilei. Sunt Oana Olaru și astăzi vă propun să facem împreună o călătorie în lumea câinilor utilitari, adică în lumea patrupedelor care sunt educate și învață să fie de folos societății, în această categorie intrând, de exemplu, câinii de salvare și câinii de terapie. Prin emisiunea de astăzi vă informăm totodată și despre un eveniment care va avea loc în Craiova, în Parcul Nicolae Romanescu, în această duminică pe 26 aprilie, când se marchează Ziua Internațională a Câinilor de Salvare. Deci dacă sunteți posesori de câine sau dacă vă doriți să aveți un câine sau dacă pur și simplu sunteți curios, veți afla astăzi informații interesante despre câinii utilitari, iar aceste informații vor fi aduse de domnul Liviu Ionescu, președintele Centrului Național de Educare Canină. Bună seara, bine ați revenit la noi! Seara, bine te-am găsit! A trecut ceva timp de când ați fost la noi în studio la subiectul zilei. Ultima dată când ne-am văzut era în luna iulie anului trecut, înainte ca echipa de la Centrul de Educare Canină de la Craiova să meargă să participe la campionatul mondial al câinilor de salvare. Pentru început o să vă rog să ne spuneți foarte repede cum a decurs atunci competiția, pentru că nu ne-am mai văzut și nu știm ce s-a întâmplat. Da. Ediția din 2014 a fost una extrem de interesantă din punct de vedere al lumii kinologice. De ce? Pentru că au fost cele mai multe țări participante la un asemenea eveniment kinologic mondial. Dacă până acum ne așteptam să vedem 3, 4, 5, 6 echipe, acum au fost 16 echipe, foarte multe pentru o competiție de acest nivel. Se pare că ediția din 2016 va avea în jur de 20 de echipe, deci uite, ușor, ușor crește volumul și dorința de cunoaștere și de participare la un asemenea eveniment mondial. Trebuie spus că Federația Kinologică Internațională organizează din 2 în 2 ani campionatele mondiale pe echipe, fapt pentru care anul trecut Centrul Național de Educare Canină, membru al Asociației Kinologice Române, a reprezentat România Kinologică la asemenea eveniment cu 4 exemplare canine. La secțiunea top este considerată cea mai grea, având în vedere că este un mix din toate celelalte specialități, căutarea din dărâmături, suprafață, probele de urmă, obediență și dexteritate. România s-a clasat pe locul 2. Felicitări! Mulțumesc. Cu întârziere, mult. Dar felicitări! Este un moment remarcabil observat atât de kinologia mondială cât și de media internațională care își dedică activitatea acestui segment de activitate și de hobby. Și pentru prima dată România intră în vizorul și, să zic așa, în lumea bună a kinologiei mondiale, pentru că este pentru prima dată de când, din 1969, de când kinologia modernă română încearcă să ajungă pe podium la o activitate kinologică utilitară de salvare și s-a întâmplat de-abia anul trecut. O echipă formată 100% din craioveni, toți membrii ai Centrului Național de Educare Canină, formați, selectați și crescuți de mine, am fost prezenți cu 3 exemplare de labrador și un ciobănesc alb elvețian, fapt pentru care în urma rezultatelor kinologice, în urma rezultatelor organizatorice și manageriale, Centrul Național de Educare Canină a fost desemnat de către organizațiile mondiale, atât Federația Kinologică Internațională, cât și Organizația Mondială a Câinilor de Salvare, IRO, să organizeze cele mai importante evenimente în România. Așadar, vorbim despre o carte de vizită de invidiat, vorbim despre 2 evenimente cu care ne vom mândri la anul în timpul ăsta. De ce în acest timp? De ce? Pentru că în luna octombrie, Craiova, România, Europa de Est organizează pentru prima dată în această zonă a lumii concursul, campionatul european al câinilor pentru misiuni. Vom vedea cele mai bune echipe europene cu câini de misiuni care participă efectiv în misiuni reale de căutare salvare. Vor fi 16 echipe calificate pentru acest eveniment
Și un alt eveniment va fi august 2016, campionatul mondial pe echipe al Federației Kinologice Internaționale, tot la Craiova. Așadar, avem o carte de vizită extrem de interesantă și la anul timpul ăsta îmi permit și voi spune și voi mediatiza cu fiecare ocazie să spun că România, după campionatul mondial individual din 2009, Congresul Mondial Kinologic din 2013, Europenele de Misiuni, campionatul mondial al FCI, se va clasa în primele 4 țări ale lumii care reușește să organizeze toate aceste evenimente mondiale. Deci este o carte de vizită impresionantă, dar a fost foarte greu până am ajuns aici, un lobby, cum noi știu, așa, și o permanență monitorizare din partea organismelor internaționale, iar unul dintre evenimentele în care vor fi monitorizați va fi cum organizează, ce organizează, care va fi impactul românilor cu ocazia mondială a câinilor de salvare. Trebuie menționat că în acest an, 26 aprilie, este considerată această zi în care se sărbătorește Ziua Internațională a Câinilor de Salvare, dar oficial este considerată ultima duminică a lunii aprilie. În fiecare an. În fiecare an. Acesta 26. Da. Este un eveniment relativ nou, dar România a participat și chiar a inițiat, a fost de acord, încă de la primul an de când s-a votat de către ONU și Organizațiile Mondiale această zi. România a participat activ cu un asemenea eveniment și în cadrul acestei zile sau cu ocazia acestei zile a realizat diferite programe educaționale, kinologice, utilitare. Anul acesta ce pregătiți? Corect. În exact. Acest an îi aștept pe toți cu micul mare, de la 6 ani la 106 ani, toți tinerii, să vină cu cățelul, cu pisica, cu bunicii, cu vecinii, cu prietenii, cu rudele, să vadă ceea ce înseamnă un câine de salvare, un câine de terapie, deci, pe ansamblu, un câine necesar și dedicat societății civile. Nu vorbim despre câinii de pază, de câinii de mondiorin, care atunci protejează o persoană. Vorbim despre segmentul kinologic utilitar dedicat societății civile. Indiferent că vorbim despre o persoană aflată într-un cataclism, unde sunt utilizați câinii de căutare-salvare, fie că vorbim despre câinii dedicați persoanelor cu handicap sau în anumite programe educaționale, fie că vorbim copii cu dizabilități, bătrâni cu diferite afecțiuni sau chiar programe educaționale extracurriculare, Centrul Național de Educare Canină încearcă în ziua de duminică, începând cu ora 11, să deschidă foarte larg porțile școlii și să invite pe toți iubitorii de animale, de frumos, de căței, să vină la acest eveniment și să vadă timp de 2-3 ore în funcție de public niște mini-demonstrații, ceea ce înseamnă un câine de terapie, ceea ce înseamnă un câine de salvare, ce înseamnă salvare de înălțime, anumite exerciții, cum se desfășoară un antrenament cu acești căței, bineînțeles, o să le explic atunci, la momentul respectiv, nivelul de pregătire, perioada de pregătire, de când sunt, în funcție de rasă, de nivel de pregătire, de specialitate și așa mai departe. Iar în a doua parte a programului, pregăteam așa o surpriză, dar deja acum o pot spune, cei care vor veni și vor dori să fie ei conductorii acestor căței, vor lucra integral cu căței. Deci vor avea ocazia să lucreze cu căței. Vor avea ocazia să relaționeze direct cu câinele, să-l înțeleagă, să primească anumite informații psihoeducaționale, comportamentale, kinotehnice, niște răspunsuri la diferite întrebări din acel război între generații, din diferite familii. Vreau cățel, vreau husky, vreau ciomane german, vreau caucazian, eu știu, vreau pe chinez și așa mai departe. De ce, când, cum să-l alegem, care sunt criteriile de selecție, care este perioada educațională și mai ales cine dorește să învețe mai mult despre acest lucru, despre, mă refer aici la aspectul kinologic utilitar de salvare, poate să chiar să devină membru, poate să devină voluntar și așa mai departe. Am înțeles. Până duminică, atunci când cei care sunt interesați de aceste informații, sperăm să vină în număr cât mai mare la hipodrom, în parcul Nicolae Romanescu. O să vă rog să ne spuneți puțin așa despre aceste două categorii din subclase, să spun, ale categoriei de câini utilitari. Pe de o parte vorbeați despre câini de salvare, pe de o parte despre câini de terapie. Câinii de salvare, de exemplu, pentru ce
activități sunt pregătiți și cam ce rase de câini ar fi potrivite pentru aceste activități. Și apoi să vorbim și despre cei utilități, despre cei de terapie, vă rog. Da, până începe să discut despre această categorie de specialități canine, aș vrea să fac un pic un istoric sau un intro ca să familiarizăm puțin publicul cu ceea ce înseamnă kinologia utilitară. În lume, kinologia este pe două segmente. Cea expozițională, de frumusețe, cât de mult sau mai puțin se apropie de un standard al rasei respective și toți iubitorii de animale cu sau fără pedigree vor putea participa la expozițiile de frumusețe și vor primi niște calificative și în raport de apropierea sau integrarea într-un standard vor primi niște calificative. Și cel de-al doilea segment este aspectul utilitar. Aspectul utilitar înseamnă tot ceea ce este util, nu omului, ci societății civile sau pur și simplu câinele de circ. Și aici discut și despre câinii de vânătoare, despre câinii de tracțiune, câinii ciobănești, de întors oile și așa mai departe, câinii de pază-apărare, de mondioring, de urmă, de salvare, de agility, câinii de terapie. Sunt două segmente, două componente principale, mă refer la specialitățile canine, care se regăsesc în societatea civilă. Câinii de căutare-salvare și câinii de terapie. Câinii de căutare-salvare este considerată, această specialitate de căutare-salvare este considerată cea mai dificilă și completă. De ce? Pentru că aici avem mai multe subgrupe. Câinii de căutare sub dărâmături, câinii de căutare pe suprafață, păduri, zone montane, zone greu accesibile omului sau altor instrumente de căutare-salvare. Avem câinele de avalanșe, de căutare din zona de avalanșe și câine de salvare din apă. Aceste 5 specialități sunt considerate, cele standardizate, sunt considerate ca fiind punctele de reper în kinologia mondială. Foarte dificile, ele se desfășoară și pregătirea și examinarea pe orice vreme, noapte, ziua, fie că vorbim de minus 20 de grade, de plus 40 de grade. Deci ei trebuie să fie apți, atât oamenii cât și căței, să intervină în caz de misiuni reale, fie că vorbim despre o persoană dispărută, fie că vorbim de cataclisme naturale sau tehnologice, sau de ce nu, chiar cu tremure. Acum, pentru a înțelege acest fenomen, foarte mulți, așa, un ghiveci informațional, câini de căutare se duc, au găsit. Ok. Diferența dintre un câine de urmă și câine salvare, am să răspund și cursanților mei, fie că vorbesc de la catedră sau de pe terenul de antrenament, răspund și telespectatorilor. Diferența între un câine de căutare și un câine de urmă, de poliție, cum se numește obișnuiți, este foarte mare. În primul rând, câinele de salvare nu are niciun punct de reper. Nu are nicio batistă, niciun pantof, niciun sacoșe, niciun fez, nicio mănușă a persoanei dispărute. Dar el, în schimb, când intră într-o zonă, cum am spus mai înainte, dărâmături sau pe suprafață, trebuie să-l semnalizeze prin lătra sau alte metode toate persoanele pe care le găsește întinse sau ghemuite pe suprafața pământului. Dacă pe sol, dacă avem 50 de persoane bolnave, dorm, în stare de ebrietate, el se oprește la fiecare, ne semnalizează nouă. Aici este o persoană, veniți repede și acudați-i primul ajutor sau luați-o de aici. Da? Câinele de urmă, câinele de poliție, deși este incorrectă această exprimare, dar pentru a-mi înțelege toți telespectatorii tăi, trebuie să aibă un punct de reper. Trebuie să aibă de unde a plecat, să aibă un miros, să aibă un anumit obiect al persoanei respective și se ghidează în permanent și încearcă să ajungă în cel mai scurt timp să refacă traseul pe care l-a făcut acea persoană. Ceea ce, în anumite situații, nu avem asemenea oportunități, nu avem timpul, nu avem logistica și nu avem nici materialul respectiv sau mirosul respectiv și trebuie să utilizăm câinii de salvare, nu câinii de urmă, câinii de poliție și așa mai departe. Pe perioada educațională, 50% din metodologia de lucru, schemele de școlarizare, din modulele educaționale, se aseamănă cu specialitățile de terapie. Și când spun acum câinele de terapie asistată cu animale, așa se spune corect, TAO ăsta, înseamnă orice câine care este în folosul unei persoane care are nevoie din societate civilă de un cățel. Fie că vorbim persoane că sunt nevăzători, fie că au probleme locomotorii, fie că au probleme, eu știu, da, de reglare comportamentală, căderi, eu știu, au probleme de comunicare, autism,
sau previne o anumită, o anumită simptomă, o anumită boală, da? El este utilizat pur pentru așa ceva. Nu poți să spui că am un câine de terapie. Ok, și eu îl întreb, bun, pentru ce? Și toată lumea se blochează, păi pentru orice, nu se poate așa. Deci când lucrăm cu nevăzătorii, lucrăm cu nevăzătorii, când lucrăm cu copii speciali, lucrăm cu speciali, pentru bătrâni cu nevoi speciale sau singuri sau o altă problemă, cu o prescriere de la un psiholog sau de la medicul specialist. Ce au în comun? Criteriile de selecție. Trebuie să fie și câine salvare, atât câine de salvare cât și câine de terapie, trebuie să fie normoreactivi, trebuie să fie bucuroși că lucrează, indiferent că îi pune să facă de 1000 de ori, este și o expresie în kinologie. Dacă îl pui pe un câine trebuie să facă ceva de 10 ori, el trebuie să o execute și a 11 oară cu aceeași plăcere și dorință de execuție. Nu pentru că i-am dat noi comanda, ci pentru că are o plăcere de a lucra în acest scop și în această specialitate. Trebuie să fie un câine extrem de sociabil cu orice persoană, iubitor sau neiubitor de animale. Indiferent ce reacție avem, că suntem nervoși, că nu știm să răspundem, că nu îl înțelegem, că suntem noi, avem o discuție contradictorie cu copiii, cu părinții acasă și pur și simplu considerăm la un moment dat că un câine este un obiect, el va simți acest lucru, această răceală, această, să zic așa, acest conflict psihorelațional și el este cel care face primul pas și se modelează după noi. Nu noi după câini. Noi mai avem mult de învățat de la ei. Și de ce spun acest lucru? Pentru că plecând de la bază de la studiul kinotehnic, psihorelațional și chiar aici mă refer la etologie și la psihologie canină, trebuie spus tuturor și să înțeleagă, să avem curajul să admitem și să înțelegem următorul aspect. Primele experimente și din psihologie și comportament au plecat având în spate niște analize și studii pe animal. Foarte mulți psihologi, noi știm de psihologi, dar de fapt sunt zoologi la bază. Sau sunt medici veterinari. Sau sunt etologi. Deci și în specialitatea și în literatura de specialitate observăm, de exemplu, că 80% din psihologia copilului se regăsește în psihologia câinelui. Da, 20-30% din psihologia comportamentală a copiilor nevăzători se regăsește în dereglările comportamentale ale câinilor care nu-și găsesc familia. Nu se integrează. Sunt foarte multe studii și lucruri extrem de interesante, am să le spun și cu alte ocazii, dar trebuie să învățăm să nu mai fim restrictivi, să privim puțin în profuzime și să vedem că un lucru banal pe care un câine le execută înseamnă zeci, sute, mii de ore de antrenament și pentru a realiza educația și șlefuirea acestui diamant, cum îmi place mie să-i spun, un cățel, înseamnă o cunoaștere foarte bună despre oameni, despre animale și mai ales despre familia în care se va integra sau scopul propus pentru acel cățel. De aceea, ce vor vedea toți cu ocazia Zilei Mondiale a Câinilor de Salvare? O să vadă niște lucruri puțin banale sau pentru alții nemaipomenite. Dar știți cum este și asta e general, mai ales în media. Da? Pentru a arăta lucrurile ușoare, sunt mii de ore în spate și de pregătire ca să pară frumos la Via Roz, nemaipomenit, să fie un deliciu sau să existe o coerență și un mesaj. N-ai aceste lucruri, n-am făcut nimic. N-am uitat blank. N-am înțeles nimic sau am uitat. Ei, așa încerc să le transmit și acest mesaj celor care vin duminică pe hipodromul din Parcul Romanescu, tocmai pentru a se elibera de problemele cotidiene, stres și așa mai departe. Hai să vedem și altceva, da? Nu numai ce vedem pe la fetele la pagina 5, știre de la ora 5 sau care sunt sau da. Așa și că ne-am săturat de treaba asta și oricum societatea românească e mult mai selectivă, este mult mai atentă, începe să filtreze, să gândească și să aibă atitudine, așa că noi le oferim un altceva. Un altceva foarte frumos de altfel. Frumos este epitetul care aș lăsa la urmă. Aș vrea să-l consider educațional în primul rând. În primul rând. Și în al doilea rând să facă parte din studiuri și din
investiția intelectuală a fiecare persoane, fie că avem un copil, un nepot cu noi, învățând copilul să filtreze altfel, să învețe ce este frumos, care este relația cu un animal și mai ales să facă câțiva pași spre această schimbare de mentalitate pe care noi avem mult de lucru, indiferent că vorbim despre 6 ani, 25 de ani, deci oricum avem de lucru cu această categorie. Deci cu cât o să fie mai tineri participanții la acest eveniment, cu atât mai bine. Și pentru ei și indubitabil. Pentru viitor. Cu cât sunt mai tineri, sunt mai receptivi, filtrează, se maturizează, conștientizează, sunt responsabili, sunt mesageri, purtători de imagine și de idei și mâine, poimine o să devină niște voluntari, niște lideri, niște persoane cu o personalitate aparte și poate să devină o voce. De ce să noi șlefuim și să învățăm și aspectul frumos al vieții decât duritatea cotidiană și stradală? Corect. Și aceasta este o ocazie cât se poate de bună. Și pentru ei, și pentru părinți, da, bunici, vecini, este o filă, cum îmi place mie să le spun tuturor, este o filă din cartea vieții lor, care îi ajută să-și formeze personalitatea, să-și ridice nivelul sociocultural și să ajute la rândul lor să modeleze societatea civilă. Vorbind de copii, pentru că am vorbit de cei mai tineri dintre cei pe care îi așteptați duminică la acest eveniment, aș vrea să ne vorbiți puțin despre proiectul pilot pe care Centrul de Educare Canină l-a implementat la Școala Sfântul Mina din Craiova. Un program de terapie cu ajutorul animalelor, cu ajutorul cățeilor. Da. Este un proiect ambițios. Ia trebuie să fac un istoric. Să spun și de ce și publicul tău, telespectatorii tău să mă înțeleagă. În 2002, sunt ceva ani de atunci, am devenit mai creț, mi-a albit și părul, dar lucrez cu niște persoane tinere și de la o promoție la alta mă ambiționează pe mine să dezvolt asemenea și să implementez niște idei și atitudini. În 2002 am implementat în România ideea de a rezolva și de a dezvolta programe de terapie cu câini. Atunci a început School Vision, apoi au urmat diferite școli speciale, grădinițe, chiar și cu alte fundații pentru bătrâni și tineret. Și am observat o lipsă de informare, nu numai a dascălor, pedagogilor, medicilor, psihologilor, ci în rândul celor care au nevoie de acest tip de terapie. Normal, psihologul sau o categorie, că nu poți să-i pui pe toți în aceeași oală. Să mă scuze că această categorie, fie că vorbim de medici de specialitate sau medici specialiști sau psihologi, nu aveau informația sau nu aveau experiență utilizării terapiei canine sau terapiei asistate cu animale. Și am văzut că ușor, 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 tot mai mulți încep să citească, să cunoască, vin la cursurile noastre, la stagiile mele, la Centrul Național de Educare Canină să se informeze. Una este să citești, să vezi YouTube sau altul prietenul nostru comun Google, așa. Una este să vezi la un training de două zile sau de o zi și alta este să lucrezi efectiv cu câinele. Ei bine, Sfântul Mina a devenit o provocare din alt punct de vedere. Dacă până acum lucram cu un grup țintă care avea o anumită nevoie, necesitate, de exemplu, lucram cu un grup de copii cu probleme locomotori. Ok. Lucram cu un grup de copii cu sindrom Down sau, eu știu, ADHD. Proiectul Câini Special pentru Copii Speciali, realizat și care se realizează împreună cu Școala Specială Sfântul Mina din Craiova, trece de o barieră mentală, comportamentală și kinologică și psihologică. De ce? Pentru că noi lucrăm cu un grup de copii cu diferite afecțiuni. Aici înseamnă distracția kinologică. De fapt, este un studiu, este o analiză al celor implicați și din partea școlii și din partea kinologilor și specialiștilor noștri. De ce? Pentru că eu trebuie să selectez anumiți căței care sunt dedicați și pot să lucreze cu copiii cu diferite afecțiuni. Per ansamblu din exterior este un grup de copii. Nimic nou până acum. Dar ca să realizezi o echipă cățel-copil, să-i potrivești, exact și să realizezi o echipă sudată, e nemaipomenit. Clar că acestea se face în etape, în timp, poți să nu o nimerești la început sau vezi o schimbare de comportament, poate vezi o schimbare din partea părintelui sau educatorului,
o anumită reticență și atunci stai și explică și fă-i training cu oameni, cu maturii, de fapt, nu cu copii. Pentru că până să ajungi să lucrezi cu copii, pentru că și aici avem o problemă. Da, noi suntem încă, și partea asta Europei, nu numai România sau Oltenia, nu, toată Europa de Est, am văzut eu cum discută. Au o anumită reticență față de nou. Toată lumea are reticență față de nou, dar ei și manifestă în secunda 2. O altă categorie extrem de periculoasă este persoana care le știe pe toate. Iar cea mare distracție este cu persoana, cu un intelectual care le știe pe toate și care a înțeles totul de la început până s-a pus să explice. Și dacă ai un părinte, un cadru didactic, o rudă care face parte din aceste categorii, este foarte dificil. Sau cu atât mai dificil. Da, eu văd partea pozitivă a lucrurilor. Zic, e o provocare pentru mine. Corect. Chintesența acestei activități ale mele, activității mele, că și a celor care se implică cu căței în acest tip de proiecte de terapie, este de a realiza o mulțumire interioară sufletească a copilului, în prima fază. În a doua fază, ajutăm acel copil să treacă peste niște bariere comportamentale, psihorelaționale și de integrare în societate. Da? Trebuie să treacă de ideea că prietenul meu imaginar, care poate să fie de la 3 ani sau până la 16 ani, cum am întâlnit cazuri, prima fază te sperii când auzi. N-am prietene. De ce? Pentru că e prietena mea imaginară. La 18 ani e o problemă. E, cățelul poate să locuiască prietenul imaginar. Câinele poate să-l determine să vorbească, să cânte, să se manifeste, să râdă, să mângâie, să se joace și să arate tuturor cum este el de fapt. Da? Câinele îl lasă ce nu l-a lăsat învățătoarea, educatoarea sau psihologul. Sau părinții. Sau bunicii, că aici avem o problemă. Cine îl îngrijește? Da? Cu cine stă acasă? Cine este tutorele? Și așa mai departe. Copiii, bătrâni, această categorie aflat în studiu, în acest tip de proiect, în general, vorbesc acum, înțeleg primii necesitatea, pașii, realizările în relaționarea cu exemplarul canin. Noi, cei din exterior, și noi chinologii, dar și specialiști sau cadrele medicale sau profesionale, trebuie să înțeleagă, cadrele didactice, trebuie să înțeleagă de ce a reacționat așa, care sunt pașii, de ce este această schimbare și așa mai departe. Nu suntem Statele Unite sau Germania, dar facem niște pași micuți, dar extrem de importanți. Noi nu realizăm acum, sau cei care mă aud acum nu realizează. Peste 20 de ani o să vedem foarte multe cabinete care utilizează, clinici care vor utiliza terapia cu animale și special terapia cu câini. Acest proiect, apropo de Sfântul Mina, se desfășoară pe o perioadă, sau ne-am propus pe o perioadă de 18 luni. Surpriza este că acest grup va veni la hipodrom și să te ții acum, mă scuz că nu vorbesc academic sau na, cum ar trebui în fața în cadrul unei emisiuni, dar surpriza va fi din partea tuturor. Profesori, noi, căței, copii, spectatori, niște outsider gică contra, niște neiubitori de animale, media care de-abia așteaptă să prindă deliciu unei imagini, unei lacrime, unei sau eu știu cât de bine intenționată sau mai puțin intenționată există, este media sau un fotograf și o să facă, sper să nu devină un calvar pentru o parte dintre ei, dar îi scoatem din arealul lor cotidian, întâlnirea va avea loc pe hipodrom, unde, cum, nu mi-am propus deocamdată decât pașii tehnici îi știm, cu cine, iar nu știm pentru că nu știm cine va veni din acest grup, nu mai vorbesc, parcă văd. Sper că doamna Pascu să mă audă acum și să uite la emisiune sau cel puțin să transmită mesajul. Doamna Pascu, cine este? Carmen Pascu este directorul școlii. Este cea care m-a bătut la cap și s-a rugat de mine să începem acest proiect extrem de interesant, spunându-mi că nu este un grup țintă, ci au mai multe probleme acești copii. Și chiar a insistat să dezvolte acest proiect în Craiova. Bineînțeles că sunt încă 12-14 persoane, majoritatea psihologii, din cadrul Școlii Sfântul Mina, dar și din cadrul Centrului Național de Educare Canină, care sunt dedicați activității pentru oameni, pentru copii. Și cu siguranță se vor analiza și vor fi aceste echipe
școală, Centrul Național de Educare Canină, extrem de mobile, extrem de sudate și timp de 2 ore, 3 ore. Eu nu fac probleme că se plictisesc copiii, eu mă gândesc că poate se plictisesc bunicii, părinții sau profesorii. Sper copii ca vremea să ține ca noi. Niciun caz. Nu, și cu siguranță, dacă știi să le insufli, nu ideea de nou, că săracii e ceva nou în fiecare zi, în fiecare secundă pentru toată lumea. Noi nu realizăm. Noi suntem foarte răutăcioși și nu avem curajul să o spunem. Dar ei se și manifestă. Copii care plâng, copii care vorbesc, copii care nevăzători care... Deci numai când nu să-l pipe, a lătrat câinele deja știe că este Nex, că e Maia, că e Tia, că e Tașa, că e de... Puh! Deci surprinzător. Ți se face piele așa. Dar, eu sunt convins că acești pași micuți pentru copii sunt extrem de importanți în formarea personalității și integrarea lor rapidă în societate. Indiferent de problema cu care... Indiferent. Acum, știi cum e problema asta? Noi o considerăm o problemă. Da, pentru ei este ceva normal. Noi ajutăm să se integreze în societate pentru că este raportul nostru. Deci noi privim pe copii raportați la criteriile noastre, la filtrul nostru, ceea ce iar este greșit. Da? Această discriminare mentală o facem noi, cei așa zici normali. Da? Da, dacă pentru că, până la urmă, starea de normalitate e relativă. E relativă și cel din exterior, oricum, noi dacă vedem un grup, îi considerăm pe toți nebuni. Noi suntem cei mai cei mai. Alții când ne văd pe noi, tot așa. Așa că nimeni nu e normal, dar n-are curaj să o spună. Atitudinea, în schimb, mentalitatea, gradul de relaționare și de înțelegere cu această categorie de copii, de bătrâni sau, eu știu, categorie aparte pe care noi o vedem, eu știu, parcă ar fi săraci niște mutanți, dar sunt foarte normali, da? Aici depinde de noi, 100% de noi. Căței clar nu fac niciun fel de departajare, se și manifestă ca atare. Da, asta voiam să întreb, că ați spus că cei mici știu doar dintr-un zgomot, dintr-un lătrat, cine, care, cum este. Voiam să vă întreb cum reacționează căței în această relație cu copiii. Este o plăcere. Ei își pun în valoare ce își doresc, de fapt. Să relaționeze cu un copil, cu o persoană în vârstă, cu o persoană necunoscută. Este un studiu de caz și pentru ei, este ceva nou, îl miroase, se joacă, relaționează, primește câteva comenzi, perfect. Deci ei de-abia așteaptă să relaționeze cu cineva. Nu contează că are 6 ani, 13 ani, 14 ani, că e cu dizabilități sau nu. Că este o persoană matură care nu iubește animalul sau este un iubitor de animale chiar care merge până la extremă. Da? Deci, din punctul lor de vedere, este o ieșire, este un antrenament. De asta l-am spus tuturor, inclusiv cu colegilor mei și membrilor Centrului Național de Educare Canină, este un antrenament până la urmă. Da? Da. Diferența, mica, mare diferență, este că sunt cu porțile deschise și dacă iar avem 50-60 de persoane acolo... Și nu se știe câți oameni asistă la acest antrenament. Da, de obicei cam așa se întâmplă. Au fost ani în cât am avut și... Depinde de loc unde s-a desfășurat, depinde de perioadă, de vreme... Depinde de oră, depinde dacă sunt și alte manifestări culturale sportive, cum este lumea kinologică, intrăm în sfera cultural sportivă noi, suntem încadrați, deși puțin știu acest lucru. Depinde de foarte mulți factori, dar eu zic că iubitorii de animale cu siguranță vor fi acolo. Pe hipodrom? În parcul Nicolae Romanescu. Ora 11 pe hipodrom. Să le reamintim. Nu strică niciodată. Și, până duminică mai e, poate uită. Ce este surprinzător... O altă categorie, și aici mă refer și fac un apel chiar, eu sunt mai direct așa un pic. Sunt foarte multe persoane care din lene, din snobism, din indolență, de neimplicare, dar sunt comentatori șefi, vor să vadă știrile sau materialul la TV. Sunt comozi, nu vor să vină până la hipodrom. În schimb, garantat, Facebook-ul sau altă rețea de socializare, orice canal de informare, că este ziar sau că este TV, ei sunt primii care citesc și vor să vadă ce este acolo, sunt foarte curioși. Sunt foarte mulți, această categorie deține o pondere foarte mare de craioveni și de olteni în general și mi-ar plăcea să văd câți mai mulți că în sfârșit măcar într-un weekend coboară și ei din pat. Se desprind de rețelele de socializare virtuale, exact, și socializează puțin, de adevărat. Exact, se rup puțin calculatorul și fac până la urmă sănătatea mea, sana in corpore sano. Și să facă un drum până la hipodrom. De asta am și spus, hai în parcul Romanescu, n-am zis cine știe în ce loc, tocmai pentru a se delecta și a petrece mai mult timp cu familia, cu cei cunoscuți, cu animalul acasă și de ce nu, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, o să vă prezint chiar două cazuri extrem de interesante, nu mai să am acceptul lor deocamdată,
N-am vorbit cu ei, dar o să-i pun în fața faptului împlinit și de nevoie, de voie, nu o să se supere pe mine, o să înțeleagă de ce fac acest lucru. De-a lungul anilor, foarte mulți au venit de curioși cu exemplarul acasă, de acasă. Hai, domnule, să văd și eu prostul meu ce face. Ei, prostul lui, cum îl numea el atunci, după o perioadă, după un modul, două, trei educaționale, a ajuns să participe la expoziții și concursul canine. Am două exemplare care le dau exemplu în fiecare an, au ajuns campion național. Deci nu se gândea familia respectivă nici în 100 de ani de acum înainte ce putea să facă exemplarul canin, da? Ce pierdeau un exemplar canin, ce mult pierdeau cu un exemplar canin nu era pus în valoare. Și din punct de vedere expozițional și din punct de vedere utilitar. Probabil fantastic. Că sunt mulți proprietari. Și foarte mulți se regăsesc de la un an la altul, au venit curioși, s-au integrat și acum participă ei de Ziua Mondială a Câinilor de Salvare ca membri în Centrul Național de Educare Canină să prezintă la alții, uite, faceți ca mine pentru că sunt putere exemplu. Da. Foarte interesant. Acum știi ce se întâmplă? Depinde și cum filtrează fiecare și dacă poate, dacă are dorința de a înțelege mesajul celor din Centrul Național de Educare Canină spre frumos, spre chinologie, spre un hobby. Dacă cealaltă secțiune a umanității care nu iubesc animalele, sunt gică contra, comentează la orice, dacă ei nu învață și noi nu-i ajutăm în primul rând să învețe să respecte pe celălalt de lângă el, pe cel care are un hobby, este de diferit tip acest hobby, atunci înseamnă că munca mea e cam zadarnică, pentru că nu ajutăm prea mult la schimbarea mentalității. De asta am zis, un pas mic sau pași mici are extrem de importanți în timp, la lung. Corect. Tot vorbim despre educarea câinilor, v-am întrebat un pic mai devreme și despre rasele care ar fi potrivite pentru activitățile. Terapie sau pentru salvare? Și pentru salvare și pentru terapie. Adică există anumite rase dedicate acestor activități? Da. Sau? Din cele 360 și ceva de rase omologate de către Federația Chinologică Internațională, sunt într-adevăr genetic, sunt niște rase predispuse pentru a fi utilizate într-un număr mult mai mare decât alte rase. Fie că vorbim despre ciobănești german, fie că vorbim despre retriever în general, labrador, golden, da? Ele sunt predispuse și genetic, dar și modelabil educațional să fie utilizate în aceste specialități. Dar asta nu înseamnă că nu putem folosi, eu știu, un ciobănesc belgian sau un, eu știu, schnauzer sau un brac german sau un cocker sau un bichon, ceea ce o să vedeți și duminică, în asemenea proiecte. Important este ca exemplarul canin să treacă de niște psihoteste canine specifice acestei specialități. Orice exemplar canin care trece de aceste teste, clar, și se poate îndrepta spre aceste două specialități, este ok și poate să fie un membru activ în cadrul Centrului Național de Educare Canină sau în cadrul altui club, da, fie un câine de terapie sau un câine de căutare salvare. Deci nu contează. Dar selecția este extrem de dură. Este, da. Selecția se face secvențial, deci una este să-l testăm la 5 luni, la 10 luni, la 18 luni, la 24 de luni și alta este să-l testez o dată la 5 luni, 6 luni și gata, îți dai cu presupus. Și acolo apar lucrurile decisiv, că de fapt constați, și e și mai grav că are alte calități, are atitudini și tu vrei neapărat într-o specialitate. Și acolo, deci dacă n-ai un specialist care să te și îndrume și o familie să aibă open mind, da? Și să fie o compatibilitate și de idei și de viziuni, ce vom face cu exemplarul respectiv, ce vor face copiii din familia noastră cu exemplarul respectiv, atunci nu o să rezolvăm prea mult. Dar lumea trebuie să înțeleagă că nu o să vadă toate rasele în cadrul Centrul Național de Educare Canină. Până la ora actuală avem 12-13 rase pe care le utilizăm. Ciobănescul belgian, ciobănescul că e tervuran, că este malinois, că este ciobănesc german cu păr lung, cu păr scurt, labrador, golden retriever, braci, cocări, bichon, frize, caniș, San Bernard, eu știu, Berna, Terra Nova,
ce mai avem, aoleu, să nu se spere colegii pe mine. Am văzut în imaginile care au luat înainte pe ecran, era un exemplar de ceau-ceau, dacă nu mă înșel, sau era o imagine din vara trecută. De ceau-ceau, da, care a fost testat și el a venit cursant, da. Ce era să mai sunt? Aoleu, ciobănești românești. Să nu se supere proprietarii. Da, de asta zic, să nu omit o rasă și spune, zic, uite, vezi, pe mine m-am omis, deci mea culpa, deci nu, dacă, jnauțări, hai că mai vin, dacă stau să mă gândesc. Deci nu sunt foarte multe rase, nici fondul canin din România nu ne permite, nu ne dă această diversificare a raselor, dar spun, o spun ia, tuturor și chinotehniștilor, da. Labrador, nu? Sau ce? Ea este Neki, ea este cea de care spuneam că face parte din echipa României. Și care a fost la noi în studio. Da. Prima dată când ați venit la subiectul zilei. Corect, da. Este câinele școală. Acum, din păcate, din cauza unei probleme medicale, nu mai este un câine activ de salvare. El este Alfie, de care spuneam, un bichon frize, havanez, pardon, care, uite, are o activitate dedicată copiilor, golden retriever, deci avem ceva rase. Aici este o simulare de căutare a unei persoane, îmi latră, îmi semnalizează, da, acolo este un copil. Da, sunt imagini filmate în vara trecută, în timpul cursurilor. Nu știu cât de interesante sunt pentru noi, dar peste 10 ani acești copii când o să se revadă, nu o să vină să creadă ce e. O altă categorie de oameni sunt cei care au impresia că dacă ai un câine de rasă, faci parte din altă lume. Și ei se își dedică activitatea numai câinilor fără stăpâni. Trebuie să înțeleagă că și un câine comunitar trebuie să fie educat și trebuie să fie selectat, testat în primul rând. Asta voiam să vă întreb, mi-ați citit gândurile. 1% din câini, 1% din câinii comunitari sunt selectați și pot să facă și aceste lucruri, asta e altceva. Dar dacă l-ai pe la 1%, ăla 1%, da? De ce să nu îl folosim? S-au încercat, sunt diferite proiecte de integrare a câinilor fără stăpâni în familie. Cât de mult s-au integrat, cât de mult au asimilat, câte comenzi știu, nu coment. Deontologia profesională nu permite să fac niște comentarii sau dezvolt acest subiect, numai dacă ar fi cineva de față și să aducem discuții pro și contra. Cert este că dacă n-ai un fond canin genetic și să moștenească ceva cu cel puțin 3-4 generații în spate, nu poți să faci performanță, nu poți să integrezi perfect un exemplar canin în familie sau să se dedice sau să facă performanță într-o specialitate. Exclus. Da, dar dacă există stăpâni care, așa cum spuneați, au adoptat un câine comunitar și doresc să le duce, nu neapărat să le duce pentru performanță. În fiecare weekend, hipodromul, baza de pregătire a Centrului Național de Educare Canină, în fiecare sâmbătă și duminică între 10 și 12, suntem deschiși, eu îi testez pe toți care vin cu cățelul, am fost surprins să realizez și niște programe de consiliere pentru copii, da, pentru că până să-și ia cățelul, de ce pișon și nu pisică, de ce iguană și nu, eu știu, achita inu sau ciobănesc cu mioritic, de ce în chine. Și au înțeles, chiar îmi place că au intrat într-un curs așa de formare, de viață până la urmă, de formare personală, motivațională, dacă vrei, și au înțeles anumite lucruri și au dezvoltat bagajul de cunoștințe și părinții au fost foarte surprinși că în pofida muncii lor de a le explica calculatorul e rău necesar și nu trebuie să stai mai mult de 2 ore, etc., etc., ce le-a fi spus. Nu. Au venit de câteva ori la hipodrom, le-am dat temă de lucru, cauți pe Google, asta, de ce cățelul, temperament, caracter, culoare, talie, așa, puștii numai asta au căutat. S-au documentat, de ziceai că vin la școală. Deci nu știau părinții cât știau ei. Deci uite ce înseamnă interesul să știi să-l direcționezi, să-l modelezi pozitiv. Și de atunci a înțeles singur, singur, a renunțat la un anumit câine, la o anumită culoare, la o anumită varietate, la culoarea ochilor și au înțeles care este necesitatea și cum poate să se integreze un alt exemplar canin în familie. Deci de asta spun, totul este o schimbare, o transformare. Societatea civilă încercăm să integrăm cât mai mulți și să vadă altfel lucrurile. Din ce povestiți dumneavoastră, înțelegem că de fapt acest program de educare canină nu este numai de educare a cățeilor, este educare și a oamenilor. Nu este și în primul rând a proprietarilor. În primul rând a familiei respective, serios vorbesc acum. Este o educare, este un alt tip de analiză, un alt tip de filtru și de atitudine
un alt tip de analiză și de investiție intelectuală în informațiile kinologice, de psihologie și de analiză comportamentală. Și apoi intrăm în detaliile tehnice pentru căței. Da, probabil că cine aude pentru prima dată aduc cățelul la cursuri de educare, zic, a, doar cățelul este educat, dar de fapt este un proces destul de complex în care trebuie să se implice vreun nevrând și stăpânul. Este. Acum, stai un pic. Ăștia sunt pretențiile mele. Asta le-am spus și celor care sunt instructori, celor care mi-au fost mie elevi sau așa mai departe. Dacă nu-ți determini familia respectivă să înțeleagă ceea ce le spui tu, de ce să facă așa? Ce să facă când nu mai ești tu pe teren, nu mai ești tu lângă ei, să le dai niște sfaturi, să înțeleagă exemplarul respectiv de ce a relaționat așa, de ce a avut această reacție, de ce a devenit imprevizibil, atunci înseamnă că o face din snobism, o face din automatism sau pur și simplu, hai să am și un câine în curte. Deci le explic tuturor, cu micul mare, indiferent de vârstă, că trebuie să se integreze și să-și implementeze această idee și că există o nouă viziune. Este un alt mod de viață dacă ai un exemplar. Fie că vorbim despre canide, despre feline, despre eu știu altceva. Am înțeles. Domnule Liviu Ionescu, pentru că mai avem 2-3 minute, aș vrea să vă rog acum pe final să faceți un rezumat al emisiunii, al temei de astăzi și să mai vorbiți odată așa foarte pe scurt despre ce le pregătiți craiovenilor duminică în parcul Ricolae Romanescu cu ocazia Zilei Internaționale a Câinilor de Salvat. Centrul Național de Educare Canină, ca și reprezentant al organizațiilor mondiale, fie că vorbim despre Federația Kinologică Internaționale, Asociația Kinologică Română sau Organizația Mondială de Salvare, timp de 6 ani de zile organizează cu ocazia Zilei Internaționale a Câinilor de Salvare un program educațional cu și pentru iubitori și neiubitori de animale. De fiecare dată îi așteptăm pe toți într-un program de divertisment să vadă ce înseamnă un antrenament cu câine de căutare, salvare și câine de terapie. Să vină cu micul mare, cu cățelul care l-are acasă, poate fi testat, poate să primească câteva informații și să le descrețim așa puțin frunțile, să-i rupe de probleme cotidiene și să vadă ceea ce înseamnă să relaționeze direct cu exemplarul canin. Timp de 2-3 ore sunt așteptați pe hipodromul din Parcul Romanescu, începând cu ora 11. Perfect. Deci iată, dragi spectatori, pentru o activitate extrem de plăcută de duminică, cei de la echipa de la Centrul Național de Educare Canină vă așteaptă duminică, începând cu ora 11 pe hipodromul din Parcul Nicolae Romanescu. Domnule Liviu Ionescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din emisiune. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Știi foarte bine acest lucru. Da. Mulțumesc încă o dată. Multă plăcere. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Eu sunt Oana Olaru. Ne revedem săptămâna viitoare la subiectul zilei. O seară frumoasă.